Gheața din Oceanul Arctic se va topi mult mai repede decât se estimează. Oamenii de știință spun că oceanul ar putea rămâne fără gheață vara, cu aproximativ 10 ani mai devreme, iar efectele ar putea fi devastatoare. Bogdan Tucmeanu, fondatorul Asociației pentru Natură și Protejarea Mediului, îți spune mai multe despre subiect. Efectele astea noi deja le putem cuantifica chiar în zilele noastre. Vedem că perturbarea sistemului de curenți oceanici, așa numitul sistem AMOC, din care face parte și curentul Golfului, unul dintre cele mai importante sisteme de schimb de o temperatură planetară și care influențează foarte mult clima atât a coastei estice a Americii, cât și a coastei vestice europene. Vedem că Statele Unite, Canada, se confruntă cu fenomene meteo devastatoare. E indubitabil atât timp cât gheața, care se topește într-un ritm accelerat și nu mai reușește să se refacă în sezonul rece, ceea ce înseamnă cumva după luna septembrie, aduce cu sine și această schimbare, respectiv nu mai reușește să preia și să facă schimbul de temperatură dintre zona Golfului Mexic și nordul Atlanticului. Creșterea nivelului mării, numai departe de aprilie anul acesta, Florida s-a confruntat cu niște inundații devastatoare, care nu au, și de fapt nu numai Florida, ci cam toată coasta estică a Americii de Nord. Și asta nu numai din pricina fenomenelor meteo-aeriene, ci și din pricina creșterii nivelului planetar.